I am heavy weapons guy. And this is my weapon. Steam este platforma prin care veți lansa Source Filmmaker. Noi puteți găsi la secțiunea Store și puteți căuta Source Filmmaker. Primul rezultat, da? Și aici, jos de tot, apăsați pe butonul de Free și o să vă deschidă sau pornească instalul. Mie mi-l pornește acum. O chestie, dacă e să porniți Source Filmmaker, încercați să nu faceți ceva în același timp, da? Vă opriți din a face orice ceva până când pornește complet Steam-ul. Sau mai exact Source Filmmaker. Dacă vreți, puteți să mergeți să ucideți procesul din Task Manager. Nu o să se întâmple nimic, că nu încarcă niciun proiect în sine. Așa. Revenit. Aici este pagina principală. Steam-ul vostru o să arate altfel. Aici e o imagine care am modificat eu. Dar, dacă ne ducem la 3 puncte aici, putem să mergem și pe Workshop. Porneți de Workshop pentru că acesta va fi calea voastră către modele 3D care să fie alte decât cele default ale Steam Workshop, ale SFM-ului. Da? Tot felul de modele. Dați pe 1. Puteți să dați subscribe și să vi instaleze automat. Dacă nu, v-aș recomanda totuși să citiți și descrierea, pentru că de obicei unele modele nu sunt incluse complet în Steam și trebuie să le instalați de mână prin a merge în fișiere Source Filmmaker și să instalați în fișiere respective. Da? Așa. După Workshop, putem lansăm. O să fim întâmpinați de două opțiuni. SDK și Source Filmmaker. SDK, dacă dăm pe el, ne va deschide un meniu de setări. Acesta este pentru ca să putem folosi Hammer Editor, Mode Viewer și alte configurații. Aici e mai degrabă ca să ne configurăm propriile noastre moduri pentru Source Filmmaker. Da, putem să închidem. Yes, confirm. Să lansăm Source Filmmaker propriu-zis. Acum pe Workshop, pe lângă modele 3D propriu-zise, puteți găsi particule, hărți sau mai degrabă lumini, mape, să zicem, da? Care să le puteți utiliza. Tot felul de resurse. Nu sunt complet, dar uneori găsiți chestii care nu v-ați aștepta. Cum ar fi toate modele din Genshin Impact, chiar și de personaje care încă nu au apărut. Genshin Impact, care e o chestie interesantă. Hai să zicem... Vom denumi acest proiect tutorial. Da. Eu o să-l salvez în directorul SFM. Directorul E, folderul SFM. Puteți să dați browse și să vă schimbați directorul. Aici meniul ăsta arată un pic cam basic, dar dacă dați pe săgeată vă trimite până în root. Da. Puteți să vă selectați aici sau din meniul din dreapta. Hai să dăm să căvem aici. Și aici avem frame rate-ul. După cum vedeți, avem o grămadă de frame rate-uri. Noi o să rămânem în 24 de frame-uri și aș recomanda 24 de frame-uri pentru că arată cel mai bine. Chiar și dacă noi acum folosim modele 3D și nu e desen, 24 de frame-uri totuși e în continuare unul dintre cei mai buni medii pentru animații. 60 de frame-uri pe secundă e foarte greu să faci o animație care să arate frumos sau chiar plăcut. Da? Hai să dăm create. Ok. Prima chestie care o să vedem e faptul că nu e nimic încărcat, nu avem nicio hartă încărcată. Prima chestie o să trebuiască să încărcăm o hartă înainte să adăugăm obiecte. Dar înainte de asta hai să vorbim un pic de porturi. Eu aici am o configurație cu două viewport-uri. Primary viewport, secondary viewport. Porturile respective, dacă source-ul ar vrea să coopereze cu mine, dar probabil că își downloadează ceva din background. Viewport-urile respective se pot adăuga din Windows. Nimic fancy, să zic așa. Și puteți să le dați drag and drop în poziție în care vreți. Uneori să le includeți unul în celălalt. Prima chestie care o să vedem e faptul că nu e nimic încărcat, nu avem nicio hartă încărcată. Prima chestie o să trebuiască să încărcăm o hartă înainte să adăugăm obiecte. Dar înainte de asta hai să vorbim un pic de porturi. Eu aici am o configurație cu două viewport-uri, primary viewport, secondary viewport. Porturile respective, dacă source-ul ar vrea să coopereze cu mine, dar probabil că își downloadează ceva din background, viewport-urile respective se pot adăuga din Windows. Nimic fancy, să zic așa. Și puteți să le dați drag and drop în poziție în care vreți. Uneori să le includeți unul în celălalt. Să zicem încă o hartă standard care o folosesc și eu când lucrez, anume SFM Advanced Green Screen. Asta e pur și simplu o hartă standard unde avem ecrane verzi, ca după aceea să putem prelucra, dacă dorim. Puteți să vă alegeți alte hărți cât timp sunt în format BSP. Dăm open și așteptăm să se încarce harta. După ce se termină încărcarea, după aceea putem să operăm propriu zis. Deocamdată așteptăm, s-ar putea să dea și not responding, e din cauza modului în care funcționează Source, fiind așa de vechi. Unii zic că e Source Spaghetti Code, dar nu, e pur și simplu, e ceva să compileze toate chestiile astea. Jos de tot, dacă vă uitați, vedeți și câte memorie utilizează și care e FPS counter-ul actual. Sample, asta se referă la o altă chestie, se referă la modul de randare. Sample 1 din 1 înseamnă că el randează o singură imagine. Cu cât are mai multe sample-uri, cu atât mai de calitate este imaginea. După cum vedeți, s-a și încărcat. Asta e harta. Acum, haideți să zicem că vrem o cameră. No camera, presă jesica asta din dreapta, change scene camera și apăsăm new camera. Și acum avem o cameră. Noi putem să ne jucăm între camere și mai avem un work camera. Work camera are intenția să rămână pe loc cât camera noastră este îndreptată către un obiect, astfel încât să putem lucra la o poziție sau o anumită animație fără să ne pierdem unghiul. Așa. Și haideți să zicem că vrem o lumină totuși pe aici. Dăm pe plus și avem următoarea opțiune aici. Putem să creăm din plus și o nouă cameră, o nouă lumină, să introducem un nou model care este un obiect, poate să fie un personaj, o mașină, o piatră, ce-o fi. Ba aceea particle system și un element existent. Dacă dăm pe element existent, noi deja am creat camera 1 și după cum vedeți apare și aici. Îi dăm OK și ne-a adăugat-o aici. Acum, pentru a mișca camera, înainte puteam să ținem apăsat click stânga și să mișcăm cât timp suntem în viewport, dar acum nu putem. Trebuie să selectăm camera și acum o să putem mișca camera noastră. Cu scroll în față și în spate putem schimba FOV-ul sau Field of View și cu Shift putem să accelerăm și Control să decelerăm viteza de mișcare a camerei noastre pentru a obține mișcări mai accurate, să zice. Haideți totuși să facem lumină în camera asta. Am adăugat o lumină. După cum vedeți aici avem multe setări. Prima setare este intensity-ul, cât de puternică e lumina noastră. Da? A doua este ambient intensity. Asta e mai mult, se comportă pe suprafețe care sunt curbate. O să se aseamănă într-un fel cu radius. Radius ce va face? Ideea e că în lumea reală, luminii îi place să dea bounce, să zicem, să se reflecte pe suprafețe. Uneori în zone în care v-ați se aștepta să fie complet întuneric sau unde se află umbra, totuși se vede un pic de lumină, ajunge un pic de lumină acolo, pentru că fiecare suprafață reflectă o parte, o anumită rază. Când dăm click data pe obiectul nostru, mai avem destul de multe opțiuni. Putem să dăm rename, orice puteți să dați rename, la aceea să copiem obiectul respectiv și să repunem. Și aceea să o ștergem. Putem să-și ascundem, putem să mergem în Element Viewer și aceasta edităm pe acolo elemente. Aici nu v-aș recomanda să intrați încă. Putem importa și exporta animații. Desigur, nu vrem asta. După aceea avem riguri. Rigurile astea vor veni mai degrabă când vine vorba de animații de obiecte sau personaje sau chiar și generare de text 3D. Aceea avem aici 4 opțiuni. Avem Set Light Global Texture, Enable Light Frustum, Disable Shadows, Enable Volumetrics. Disable Shadows. Vreau să mă leg de acesta primul pentru că Source Filmmaker are o limită de 8 lumini care să poată genera umbre. Mai mult de 8 lumini nu poți să ai într-o scenă sau într-un anumit spațiu, pentru că un joc consideră că este contraintuitiv și în realitate nu ar exista. Și din limitări de software. Așa că dacă vreți să aveți mai multe lumini decât 8, puteți să dați Disable Shadows și să aveți mai multe lumini decât 8. Nu o să vă certe nimeni pentru asta. Volumetrics e pentru lumină de tip fum, dacă vreți să faceți o lumină mai epică. După aceea avem Light Frustum, care Light Frustum doar ne arată câtă lumină, în ce direcție merge. Dacă ar fi să mergem pe roll camera, ne arată ca și camera noastră zona care e afectată de lumină. Putem să dai din Disable. Set Light Global. Aici o să ne dea un meniu de mai multe texturi. Avem toate texturile source aici. Foarte multe de TF2. Și noi putem să punem oricare dintre aceste texturi ca textură de lumină. Noi vom lua white. De aici, cum se vede, nu e lumină. Light Global merge pe o versiune că el luminează doar ce vede, nu și ce nu vede. Care te vorbind este avantajos pentru că astfel se aviază resurse, dar haideți să adăugăm un model 3D. Aici o să se complice lucrurile. Am văzut aici High Poly Engineer. Hai să-l luăm. Ne uităm un pic pe el. Puteți să și vedeți cum ar trebui să arate modelul vostru, cum ar trebui să găsiți ca fișier. Modelul lui este model. Când dăm pe Engineer Motion, o să-i vedem oasele sau cu control. Control click pe anumit os, ni selectează automat. Oasele, de obicei, au modele 3D, sunt grupate. S-ar putea să vedeți modele 3D care să nu aibă oasele grupate, vă urez succes. De pe acum. Fiecare model are o os de bază. Acesta reprezintă toate coordonatele oaselor noastre. În cazul nostru e root transformul. Root, rădăcina. Transformul de rădăcină în cazul nostru. Da. Așa. După cum vedeți, dacă mișcăm oasele, poate să și desfășurăm mâna sau să o lungim așa de tare încât jocul nu o poate interpreta. Putem să rotim mâna în acest mod de manipulare cu screen. Tot înainte, înapoi nu contează. După cum vedeți, în Motion Editor nu se preia animația propriu-zisă. Da? Ce facem noi nu se preia mai departe. Pentru roți merge. Dacă ăla e un caz particular, ar zice. Avem după aceea modul Select, care ne permite să selectăm un anumit os, în cazul nostru. După aceea modul Position, care, după cum vedeți, ne permite să vedem axele, cele 3 axe ale spațiului nostru și să deplasăm inginerul nostru. Dacă selectăm root transform, putem să deplasăm întreg inginerul. Da. După aceea avem rotate mode-ul, care este pentru a roti și astfel vă puteți și asigura că, să zicem, părțile corpului inginerului nostru rămân unde ar trebui să fie și se rotesc. Uneori putem să facem și rotii imposibile, dar asta trebuie să vă asigurați voi că nu sunt imposibile. Dacă nu, cumva e creepy, vreți un factor creepy. Pentru animații mai detaliate, pentru mâini și picioare, o să adaug mai jos link-uri către niște tutoriale mult mai bine explicate decât aș putea explica eu în momentul de față. Da. Așa. Acum, ce zice să facem acest braț să se îndoare? După cum vedeți, ne jucăm cu el, dar vrem să se îndoare. Cum facem această moțiune? Ei bine, haideți să vă arăt. Mergem în Graph Editor și în Graph Editor noi putem să animăm propriu zis. Source Filmmaker merge pe ideea că noi trebuie doar să definim keyframe-urile, anume poziție cheie în mișcarea noastră, și aceea programul va umple cu intermediare, mișcări intermediare, ca să ajungă la noua coordonată sau la noua poziție. Uneori s-ar putea să și greșească în asumția mișcării care s-a gândit el și trebuie să introducem încă câteva keyframe-uri ca să indicăm pas cu pas cum ar trebui să meargă. Desigur, nu se exclude erori. În cazul nostru punem doar două keyframe-uri, că vrem doar o simplă îndoiere de braț. Pentru mai multe detalii putem să adăugăm extra keyframe-ul mai târziu. Selectăm keyframe-ul care vrem să se modifice, în cazul nostru va fi keyframe-ul 2. Da? Și ce vom face? Schimbăm poziția, îndoim brațul. Da? Ok. Odată ce am îndoit brațul, dacă dăm înapoi și dăm drumul la videoclip, wow! S-a îndoit brațul. Păi, hai să mai apropiem, că merge un pic cam încet. Și uite, s-a apropiat un pic. Mai rapid. Și tot așa. Puteți să adăugați extra keyframe-uri ca să mai rafinați mișcarea, să-i adăugați un pic de ajustare. Noi când ne mișcăm nu ne oprim brusc unde vrem, ca un robot. Și mai deviază de la, cum să zic, traiectoria inițială mișcarea noastră. S-ar putea ca nu întotdeauna să fie unde am dorit și să trească să rectificăm ușor, da? Gândiți-vă că orice mișcare care o faceți voi trebuie să poată să fie îndeplinită și de animația voastră dacă vreți să pară mult mai realistică, da? Aici jos putem să și edităm curbele de mișcare și să facem totul mult mai fluid. După ce aveți keyframe-ul în sine, dacă vreți să arate mai bine animația, mai bine stați și lucrați aceste curbe decât să mai adăugați keyframe-uri. Deja aveți drumurile de care aveți nevoie, trebuie doar să le ajustați. Pe lângă asta, înainte să exportăm un videoclip sau dacă vrem să facem un pic de customizing la inginerul nostru, noi putem să-i scoatem pălăria, da? Mergem click dreapta, body groups, și dăm remove head și uite, e kill inginerul nostru. Hai să-i dăm o pălărie totuși. Merge în add 3D objects sau model în cazul nostru. Când căutăm o pălărie frumușică, uite, îi dăm pălăria asta de metal. Tot setul ăsta. Și după ce expunăm sau după ce introducem, ce facem e deschidem oasele corespunzătoare și le vom lega în modul următor. Vom face drag and drop de la oasele personajului nostru către oasele cosmeticului sau pălăriei, hainii sau ce vrem noi, ca să le legăm între ele. Asta ce va face? Va redefini punctul de, să zicem, punctul default al cosmeticului nostru, în cazul nostru pălăria asta, care atunci când dăm de slide-ul de 0, el va merge automat în poziția corectă, fără să mai fie nevoie să facem ceva. De recomandat e să apăsați pe săgețica de lângă obiect, dacă vedeți aveți un ochișor și lângă ochișor e o săgețică, dacă apăsați pe săgețică va dezactiva selectarea obiectului, astfel încât să nu selectați din greșeală doar ochelarii fără cap în sine și să schimbați complet poziția ochelarilor sau pălării acesteia. Da? Acum, am pregătit de dinainte un proiect precedent și o să vă arăt cum să exportați acel proiect. Așa, înainte să exportăm, trebuie să ne întoarcem în definiția noastră. Dacă mergem în clip editor, o să vedem că arată destul de janky. Ce putem face? Click dreapta, render settings, și la render settings putem să creștem field of depth-ul la 512 și motion blur-ul îl dezactivăm, da? Facem asta ca să arate mult mai frumoasă. Default field-ul puteți să ajustați în funcție de ce modele 3D folosiți, nu întotdeauna cea mai mare valoare va reprezenta cea mai bună calitate, ok? Cu cât crește valoarea, cu atât calitatea, diferența de calitate este mai mică, pentru că e ceva experimențial aici, ca și prelucrare. Cu restul puteți juca și vedeți ce puteți scoate din setări. Vă las asta la discreția voastră. Ok, odată ce suntem gata, putem să și exportăm. Acum, vrem să și exportăm această animație. Ce facem? Mergem la File, la Export, Movie. Dacă vrem o anumită imagine, poste. Dar dăm Movie. Da, vrem să salvăm. Mai întâi selectăm output-ul nostru. Aș recomanda să vă creați un folder unde în care să salvați. Și noi nu vom salva drept Movie, ci vom salva drept Image Sequence. Pentru că Source Filmmaker se folosea de un program de Apple care în ziua de azi nu mai există sau cel puțin nu mai primește update-uri de prin 2008. Așa că nu aș recomanda să căutați sau să-l folosiți dacă aveți oportunitate. Mai bine faceți un image sequence, dacă nu aveți audio puteți să-i dați fără și aici puteți să-i dați standardul. Dar, o, Doamne, ce se întâmplă? Nu avem Full HD! Cum facem să fie Full HD? Ei bine, soluția este următoarea. Închideți programul și căutați pe net setările pentru rezoluție 4K sau Full HD. Puteți să puneți 4K, nu doare. Noi vom folosi această linie, o să o găsiți și în descriere. Vă duceți în Steam, vă duceți pe Source Filmmaker, click dreapta, Manage, sau mai degrabă nu Manage, Properties, așa. Și aici jos vedeți Launch Options. Și noi vrem să-i dăm aceste setări. Azi nu trebuie să faceți nimic, nu aveți un buton pe care să zice Save sau așa. Dăm Launch. Din nou. Nu recomand să creați proiecte cât timp aveți aceste setări preîncărcate. Ele, după cum veți vedea și în avertismentul trimis de Source Filmmaker, o să afecteze performanța programului. Așa, ne întoarcem, export, movie, image sequence și acum alegem 1080p sau 2060. 2160 dacă vreți. Sequence și acea export movie și așteptați cu frumușel să se termine exportarea. Noi o să dăm cancel că deja am pregătit tot ce este nevoie. De că la sfârșit folderul vostru ar trebui să arate ceva de genul acesta. Da? O grămadă de frame-uri. Și aceste frame-uri le veți duce în Blender. Da, Blender. Vom folosi ca să recreăm fișierele respective. Randarea. Dacă ne ducem în folder acum, o să vedem că îl avem pregătit aici. Sau, pur și simplu am dat aici. Ok. Ne luăm pe toate astea. Cut. Paste. Așa. Vedeți că le avem într-un folder aici. Pentru încărcarea finală sau copierea sau pur și simplu recrearea animației sub format video, o să folosim Blender. Aici am Blender 3.4, puteți orice Blender, cam aceeași chestii fac toate. Punem Blender-ul. Așa. Și prima chestie, mergem aici sus. Video editing. Video editing. Și aici dăm Add, Image Sequence, mergem la locația noastră, unde avem clipurile, în cazul nostru SFM Tutorial, și ca să selectăm tot, putem să punem steluță.png, Add to Image Strip, și uitați că avem totul. Avem în total 54 de frame-uri. Punem aici 54 ca să limiteze spațiul cât random. Cred că 53. Da? Ok. Și ceea ce facem este click dreapta aici. De fapt mergem mai aici. După cum vedeți, deocamdată trebuie să schimbăm folderul de export. Mergem din nou la E, în cazul nostru, tutorial, accept. Și aici avem să schimbăm formatul. Pentru ca să facem un format video o să folosim Fmpeg. Fmpeg, nimic complicat. Mergem la acea encoding și la encoding alegem Mpeg 4. Mpeg 4. Aceea, codecul va fi H264, quality, high quality, encoding good, keyframe interval nu contează și e gata aici. Ca să dăm randarea, Ctrl F12. Și suntem gata. Dacă mergem acum în folder. La SFM. Avem videoclipul. Desigur, mai e nevoie de rafinări, dar aici e doar scopul să vă arăt unelte. Și asta.